Bună, salutare fraților, eu sunt Venger și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Mă uitam zilele astea la unul, Venger îl cheamă pe YouTube și am observat că în ultimele 5 luni a postat undeva la 4 videoclipuri, ceva de genul ăsta. Și nu e ok, gen legit, nu e ok. Mă rog, nici nu mai are rost să bag discursul ăla la început. Așa că o să dăm direct, fraților, fără să mai lungim inutil, să le mulțumim membrilor canalului, bineînțeles dacă mai sunt membri ai canalului, și sponsorului acestui videoclip, mai exact Eneba. Eneba este un nou site unde vă puteți cumpăra jocuri pentru PC, Xbox, PS și Nintendo la un preț mai mic decât de obicei. Site-ul ăsta are o varietate de peste 20.000 de jocuri, atât noi cât și vechi, la un preț mai mult decât accesibil, aceștia oferind customer support 24 din 7 în cazul în care întâmpinați chiar și cea mai mică problemă la ei pe site. Mi s-a făcut o poftă să postez ceva de nedescris, doar că, băi, inițial mă gândeam să filmez cu camera, doar că mi-era dor de tipul ăsta de videoclipuri, cu voce și gameplay pe fundal. Însă nu are nici cel mai mic rost să vorbim despre astfel de lucruri în momentul de față, nu de alta, dar astăzi vin cu un subiect incredibil de important. Mai exact, vine sfârșitul lumii, băi! Sau nu? Sau nu vine? Fraților, astăzi m-am decis să vorbesc despre videoclipurile care pur și simplu au acaparat internetul în zilele trecute. Și când zic asta, mă refer la clipurile în care apare o apă curgătoare în deșert. Și dacă ați stat pe TikTok săptămâna asta, mai mult ca sigur v-a apărut cel puțin un clip de genul. Spun oricui nu mă feresc, îmi place să construiesc, și pe venturi și pe ploi, construim că suntem doi. Cătași îți mai vrea voi, constructori așa ca noi. Da, clipurile de genul. Clipurile de genul sunt subiectul acestei săptămâni. Și nu pentru faptul că în deșert în mod normal nu găsim astfel de fenomene. Și mai exact pentru simplu fapt că oamenii, după ce au văzut videoclipurile astea, au zis că vine sfârșitul lumii. De ce? Bună întrebare! Iar răspunsul ni-l poate oferi chiar un conațional de-al nostru. Bă, și dacă n-avea TikTok-ul ăsta 125.000 de like-uri, ziceam că, bă, na, asta e, ori crede câțiva. Dar, bă, are 125.000 de like-uri. Faza și mai interesantă însă este că oamenii au început să se certe în comentarii. Și nu asupra faptului că, bă, nu vine sfârșitul lumii sau chestii de genul ăsta. Ci mai degrabă, asupra faptului că nu scrie în Biblie treaba asta, scrie în Coran. Noi nu suntem musulmani, așa că nu vine sfârșitul lumii. Bine, la noi cel puțin, la ei, nu știu, treaba lor să fie sănătoși. Între timp, oamenii care chiar cred asta. Haide cu ce? Hai cu GB și pune gheață și Red Bull ca șmecherii. Însă da, în mare cam asta e explicația. De asta curge apă în deșert, vine sfârșitul lumii, e clar. Bă, nicio altă explicație nu și are rostul. N-avem de ce să mai căutăm altă explicație. Sau avem? Pentru că, bineînțeles, există cu totul altă explicație. Inițial, m-am așezat frumos, liniștit la laptop, să fac niște research și să văd, bă, de ce se întâmplă astfel de fenomene. Și, ghiși ce? Am găsit multe răspunsuri. Ce ne aștepta, bă, ce să vezi? Însă după lungi ore de căutări, după ce am făcut o grămadă de brainstorming, am dat de un răspuns care, sincer, pare așa să fie posibil măcar. Iar acesta este... Tobele, vă rog! A plouat mai mult și s-a inundat gen. What the fuck, oi? Avenger, cum să spui așa ceva, cum să plouă în deșert? Plouă și în deșert. Mai rar, ce-i drept, dar plouă gen. Și bineînțeles că după ce am găsit știrea asta, am zis că, bă, cine știe, poate e site-ul fake, poate oamenii mint sau ceva. Așa că m-am gândit să duc toată cercetarea mea la nivelul următor. Și asta nu așa în orice fel. Mai exact i-am dat mesajul unui prieten, lui Bogdan Petre, profesor de geografie la Colegiul Național Matei Basarab din București. Și l-am întrebat dacă ăsta e răspunsul, gen dacă a plouat, iar omul, bineînțeles că s-a uitat la videoclipuri, s-a interesat asupra fenomenelor și mi-a spus în felul următor. Cum e trei la cum mă uite eu aici și la fenomenele ăștia, nu prea are cum să fie altceva în afară de apocalipsă, nu te supăra acum pe fratele tău că zice. Glumesc, bineînțeles. De fapt, Bogdan Petre mi-a spus în felul următor. Nu există proces care să se producă pe Terra și să nu aibă o explicație geografică. La fel ca și fenomenul redat în filmulețele de pe TikTok. În ultima vreme, se pare că în zona peninsulei arabe, inclusiv în deșert, a plouat foarte mult, lucru cumva neobișnuit pentru această zonă. Ploile au avut caracter torențial, cantitatea de apă care a căzut a fost multă într-un timp scurt, motiv pentru care s-au format râuri temporare care și-au creat văi temporare în nisip, văi care poartă denumirea de ueduri. Deci, în mare cam asta e explicația. Însă, mă aștept să nu fiu mulțumit pe toată lumea cu explicația asta și să primești și niște comentarii de genul: Avenger, ești prost. Auzi tu ce ploaie, ce chiar de-astea. Dar cum explici mai clipul ăsta atunci? Ferește, Doamne, ferește, la 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 la
Și de cuce și de coasă, la 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 la, de muierea buldenioasă, la 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 la. Mă așteptam să primesc niște comentarii de genul. Tocmai de asta l-am întrebat pe Bogdan care-i faza și cu izvorul ăla sau de unde țâșnește apa aia. Iar el mi-a spus în felul următor: în plus, nisipul fiind o rocă permeabilă, apa se infiltrează foarte ușor prin el, creându-se adevărate râuri subterane. Iar, în anumite locuri, apa reușește să iasă din nou la suprafață, ca în materialele video virale. Na, deci cam astea ar fi explicațiile. Deci nu vine apocalipsa, gen? Nu vine. Între timp, oamenii care încă tind să creadă că vine apocalipsa în momentul de față. Bun, fraților, în mare cam asta a fost și cu acest videoclip. Scurt și la obiect. Pe final, vreau să-i mai mulțumesc o dată lui Bogdan Petre, profesor de geografie la Colegiul Național Matei Basarab din București. Și bineînțeles, nu uitați, dacă v-a plăcut acest videoclip, să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o încă, și nu uitați să-mi lăsați și voi un comentariu, să știu și eu ce părere aveți despre acest videoclip. Nu uitați că am și un profil de Instagram, acolo puteți să vedeți care e toată treaba cu mine în timpul liber. Și bineînțeles, nu uitați că noi ne auzim în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 19 la ora 22 la Pro FM. Așa că, fraților, în mare cam asta a fost și cu acest videoclip. Eu am fost Venger, iar până data viitoare vă spun la revedere, pa, pa!